Ciprian Danșa, care i-a atras atenția lui George Rădulescu asupra faptului că Golubovici a lovit mingea cu mâna. Ocazie uriașă lui Liviu Gana în minutul 88, din 6 metri, din vole, fostul atacant al lui CFR Cluj nu nimerește poarta lui Grahovac, care are din nou noroc. Incredibil această ratare a brașovenilor. Perfect recentrează Marian Constantinescu, liber în marginea careului mic. Liviu Ganea pune latul și nici măcar cu latul nu prinde cadrul porții. Aș fi înțeles dacă șuta în forță cu șiretul.